Nu se poate vorbi de o vârstă bună la care să-ți începi viața sexuală sau nu. Din punctul meu de vedere, cel mai important este cum îți începi viața sexuală, adică să fie cu cineva cu care te simți confortabil și să fie protejat. Preludiul a fost, ca să zic așa, i s-a dat suficientă atenție, dar atunci, cel mai probabil, durerea va fi de un grad mai mic. Vârsta la care survine prima menstruă este în funcție de populația de care faci, din care faci parte și de multe alte criterii, dar vorbind la modul general, vine foarte rar mai devreme de 10 ani sau mai târziu de 16 ani. Deci dacă ieșim din intervalul acesta, în principiu ar fi bine să meargă să facă un consult ginecologic și endocrinologic. Dacă faci orice formă de sport la menstruație, ai toate șansele să te simți mai bine, pentru că prin activitatea fizică se descarcă serotonină și endorfine, care cu siguranță îți cresc starea de bine. Am fost întrebat cum o să se modifice de organismul după ce are loc primul contact sexual. Nu se modifică de niciun fel, acesta este un mit. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Astăzi o să vorbim despre educație pentru sănătate, pentru educație sexuală și mituri și adevăruri. Prima întrebare ar fi, mărimea sânilor poate fi influențată prin tratamente naturiste? Nu. Răspunsul este în mod clar nu. În principiu, tratamentele acestea naturiste nu sunt reglementate științific, adică ele nu au în spate niciun studiu. Tocmai din picina asta le găsim la far sau la piață, nu le găsim într-o farmacie. Cu siguranță nu avem cum să influențăm cu genul ăsta de tratamente. E adevărat că pilulele contraceptive îngrașă? Și asta este un mit foarte mult răspândit, pentru că este un subiect sensibil pentru femei. S-au făcut multe studii și niciun studiu n-a arătat așa ceva. O creștere semnificativă a greutății. Este adevărat că unele femei pot să câștige câteva kilograme, 2-3 kilograme pe retenție de apă, dar nu mai mult. Dacă o persoană fumează, poate să ia anticoncepționale? Răspunsul este un pic nuanțat aici, în sensul că femeia în vârstă de peste 35 de ani iar ca o și contraindicație să ia contraceptive dacă fumează. Dacă are sub 35 de ani și fumează peste 15 țigări pe zi, este o contraindicație, dar mai ușoară, o contraindicație relativă, să spunem. Dacă ne luăm după logica asta, o femeie de 33 de ani, să zicem, care fumează 13 țigări pe zi, ar avea voie să fumeze. Din punctul meu de vedere, mai ales la adolescente, nu cred că sunt foarte sincer atunci când spun cât fumează pe zi, așa că recomandarea mea ar fi ca dacă fumezi să nu iei contraceptive. Cred că e cea mai sigură variantă. O persoană care are 16 ani și încă nu i-a venit menstruația, are o problemă sau este normal? Putem spune că poate fi o problemă. De ce? Pentru că prima menstruă, de obicei, ia vârsta la care survine prima menstruă este în funcție de populația de care faci, din care faci parte și de multe alte criterii, dar vorbind la modul general, vine foarte rar mai devreme de 10 ani sau mai târziu de 16 ani. Deci dacă ieșim din intervalul acesta, în principiu ar fi bine să meargă să facă un consult ginecologic și endocrinologic. Este adevărat că nu este bine să faci sport când ești la menstruație? Nu, este exact pe dos. Dacă faci orice formă de sport la menstruație, ai toate șansele să te simți mai bine, pentru că prin activitatea fizică se descarcă serotonină și endorfine, care cu siguranță îți cresc starea de bine. Pentru îngrijirea personală la menstruație, ce părere aveți? Sunt mai bune absorbantele, tamponele sau cupele menstruale? Din punctul meu de vedere, fiecare femeie ar trebui să folosească cu ce se simte mai bine, cu ce a fost învățată. Cupa menstruală este cea mai nouă achiziție din punctul ăsta de vedere. Are o curbă de învățare un picuț mai lungă, dar sunt multe femei care se înțeleg foarte bine cu ea și prezintă niște avantaje. Poate fi mai ieftină, poate fi reutilizată, dar nu pot să spun că recomand unul în defavoarea celuilalt. Fiecare cu ce se simte mai bine. Există metode eficiente de diminuare a durerii la menstruație?
Da, există metode de diminuare a durerii. Problema este că fiecare femeie are pragul ei de durere. Nu suntem toți identici și din pricina asta pragul de durere la unele femei este mai ridicat, la altele este mai coborât. Cea mai ușoară variantă ar fi să încerci cu antiinflamatoare sau cu contraceptive. Pilulele orale combinate au acest efect de a reduce și fluxul menstrual, de a reduce durata menstruației și de a reduce durerile. Însă sunt unele femei la care, bineînțeles că nu funcționează toate acestea și atunci se pot încerca și metodele acestea să pui ceva cald în zona respectivă, dar sunt unele paciente, adică în cărți apare, de exemplu, și intervenția chirurgicală de eliminare a unor nervi sau chiar de scoatere a uterului la o vârstă mai mare de 40 de ani pentru durere, în cazul în care durerea este foarte, foarte mare. Ce așteptări să aibă tinerii cu privire la primul contact sexual? Păi, în principiu, am fost întrebat cum o să se modifice de organismul după ce are loc primul contact sexual. Nu se modifică de niciun fel, acesta este un mit. Vis-a-vis de primul contact sexual, se poate rămâne gravidă chiar de la primul contact sexual, că și asta era o întrebare. Iar probabil cea mai frecventă întrebare și frică este de durere. Durerea, așa cum spuneam și mai devreme, este diferită de la om la om. Himenul este acea membrană de elastică ce închide parțial vaginul. El este perforat pentru a permite sângelui menstrual să iasă. Deflorarea înseamnă că himenul se rupe în anumite porțiuni pe marginea sa. Durerea pe care o resimte femeia este diferită de la femeie la femeie. Sunt unele femei care nu au nicio durere în acest moment, poate chiar nici nu sângerează absolut deloc. Sunt altele la care durerea poate fi prezentă, poate fi chiar și mai mare. Cu siguranță ține și de calitatea preludiului, gradul de durere pe care îl resimte femeia. Cu siguranță durerea este un fenomen care are și legătură cu psihicul. Și atunci, dacă preludiul a fost, ca să zic așa, i s-a dat suficient o atenție, dar atunci, cel mai probabil, durerea va fi de un grad mai mic. Dacă totul a fost mai grăbit, ca să zic așa, se poate ca și durerea să fie mai mare. O persoană care și-a început viața intimă la 14 ani poate considera că este prea devreme sau că o să îi afecteze organismul mai târziu? Nu se poate vorbi de afectarea a organismului. Nu se poate vorbi de o vârstă bună la care să-ți începi viața sexuală sau nu. Din punctul meu de vedere, cel mai important este cum îți începi viața sexuală, adică să fie cu cineva cu care te simți confortabil și să fie protejat. Să te protejezi de boli cu transmitere sexuală pe de o parte și de o sarcină nedorită pe cealaltă parte. Cred că astea contează mult mai mult de o anumită vârstă și nu putem spune că la 13 ani sau la 15 ani sau la 17 ani este mai bine. Care este cea mai bună metodă contraceptivă? Nu există o metodă contraceptivă care să fie cea mai bună pentru toată lumea. Contracepția se particularizează în funcție de fiecare femeie. Aș zice că pentru pacientele tinere, sub 30 de ani, care sunt sănătoase, care nu fumează, care au contact sexual regulat, cea mai bună variantă ar fi pilulele contraceptive orale. Și pentru băieți? Pentru bărbați? Pentru băieți, cea mai ușoară metodă este prezervativul masculin, adică o metodă de barieră. Ce face o persoană care a uitat să ia o pilulă? Dacă a uitat să ia o pilulă, nu este nicio problemă. Recomandarea este să ia pilula pe care a uitat-o cât mai repede, în momentul în care și-a adus aminte, iar următoarea pilulă să o ia la momentul în care trebuie, chiar cu riscul de a lua cele două pilule din aceea zi. Nu este nicio problemă și nu are nevoie de o contracepție suplimentară. Iar legat de pilula de a doua zi, cum este recomandat să o ia și câte poate să ia maxim într-un an sau într-o anumită perioadă? Da, legat de pilula contraceptivă de urgență, circulă foarte multe mituri. În primul rând, ea nu are efecte pe termen lung, deci nu afectează sănătatea. Celei care o ia nu afectează fertilitatea. Vis-a-vis de câte ori poți să o folosești pe an, că și ăsta este un mit, poți să o folosești cam de câte ori vrei tu, însă cu siguranță recomandarea mea este să nu fie folosită contracepția de urgență ca
o metodă contraceptivă stabilă. Dacă ai contact sexual regulat și cauți o metodă de contracepție, folosește pilulele combinate orale. Ea trebuie lăsată doar ca o metodă de urgență, în caz că s-a întâmplat ceva, nu știu, s-a rupt prezervativul sau în cazul nefericit al unui viol, de exemplu. Ea trebuie luată în primele 72 de ore după contactul sexual cu pricina și un lucru foarte important în legătură cu ea este că nu duce la avort. Nu produce un avort, adică ea doar întârzie momentul de ovulație. Este adevărat că poți rămâne însărcinată la menstruație? Da, pot spune că este adevărat, însă acest lucru se întâmplă extrem de rar. Vorbim de o persoană care are contact sexual la menstruă, în ultimele zile ale menstruei, la care persoana respectivă are un ciclu scurt, caracteristic premenopauzei, când de obicei fertilitatea este mult scăzută. Iar spermatozoizii presupunem că ar supraviețui în tractul genital feminin până în momentul ovulației. Se știe că ei trăiesc în tractul reproductiv al femeii cam vreo 80 de ore. Așa că din punctul meu de vedere șansele de a rămâne gravidă la menstruație sunt cam egale cu cele de a câștiga la loto. Acum, chiar dacă aceste șanse sunt scăzute, este posibil ca tu să interpretezi ca fiind menstruație o sângerare care are și o altă cauză. Adică sunt unele femei care sângerează la ovulație. Sunt unele femei care au închis ovarian, de exemplu, și din pricina asta sângerează. Și probabil că aceste cazuri duc la apariția sarcinilor așa zise obținute la menstruă. Este adevărat că după primul contact sexual o să se mărească și sânii? Nu. Nu, asta este un mit. După primul contact sexual nu ți se modifică organismul niciun fel. În afară de faptul că se rupe himenul, bineînțeles. Dacă ciclul variază între 50 și 60 de zile, este normal? Nu, nu este normal. Lungimea normală a intervalului dintre două menstre succesive este între 21 și 35 de zile. Cu siguranță, în momentul în care s-a produs menarha, adică primul ciclu menstrual al unei fete, urmează o perioadă de în jur de 5 ani în care ciclul menstrual se regularizează, în sensul că începe să varieze din ce în ce mai puțin. În momentul în care s-a atins acea perioadă de 5 ani au trecut, ciclul ar trebui să se stabilizeze undeva între 21 și 35 de zile. Deci o lungime de 50-60 de zile nu este normală și ar trebui să meargă femeia respectivă la un consult ginecologic. Este normal dacă nu ai orgasm la contactul sexual? Da, putem spune că este normal, pentru că studiile arată că majoritatea femeilor nu au orgasm la contactul sexual cu penetrare vaginală, ci prin stimularea clitorisului. Dacă partenerul sau partenera este virgină, nu are cum să transmită vreo boală cu transmitere sexuală? Din păcate, chiar și un partener sexual care nu a avut contact sexual cu penetrare vaginală poate să transmită o boală cu transmitere sexuală, pentru că poate a practicat sex oral sau poate a avut contact între zonele genitale și atunci, cu siguranță, poate să transmită, de exemplu, o infecție HPV. Cât de importantă este vaccinarea împotriva virusului HPV? Consider că este foarte importantă vaccinarea. Ea se recomandă a se începe la o vârstă fragedă, tocmai pentru a surprinde momentul zero, momentul în care fata respectivă nu a contactat vreo tulpină HPV. La noi, totuși, este limitat de cost și de accesibilitatea vaccinului, pentru că înțeleg că sunt perioade în care nu se găsește deloc în farmacii, dar din punctul meu de vedere l-aș recomanda cu siguranță până la 26 de ani, după care, după 26 de ani, perioada în care ieșim de perioada foarte bine studiată în care producătorul a făcut o mulțime de studii, ar trebui să fie efectuat doar în urma unei discuții cu ginecologul, particular în fiecare caz. Este adevărat că doar femeile trebuie să se vaccineze împotriva virusului? Nu, chiar se recomandă vaccinarea și la băieți și la bărbați, pentru că și ei cu siguranță pot să transmită infecția HPV și așa cum femeile fac o mulțime de cancere din sfera genitală în urma infecției cu HPV, și bărbații pot să facă un cancer de penis. Un sfat important ar fi să se informeze. În momentul acesta au acces la o cantitate foarte mare de informație care pe vremea noastră, ca să zic așa, nu era disponibilă.
Atâta doar că trebuie să filtreze, să se informeze din surse valide, ce mai bine ar fi să vorbească cu medicul ginecolog sau, dacă aleg să facă această informare online, să caute informația ce provine din surse sigure. Ideea ar fi să vezi dacă în spatele informațiilor care sunt scrise pe un site sau la o revistă sau ceva, dacă stă un medic sau un cadru medical, pentru că sunt multe reviste sau informații de care vin de la persoane fără pregătire medicală, fără studii medicale, care vorbesc doar din ceea ce tot așa l-au citit în alte părți. Și atunci, în momentul în care îți cauți informații pentru a te proteja, așa cum spuneam, de o boală cu transmitere sexuală sau de o sarcină nedorită și afli niște informații greșite, asta duce la situații neplăcute. Mulțumim mult pentru acordarea timpului și sper că acest interviu să fie de folos cât mai multor tineri. Mă bucur să particip la astfel de proiecte și sper, într-adevăr, să ajute cât mai mulți tineri.